niște căști, ceva de gen, da, vreau să zic că eu... Eu primit niște căști că dau, dar pot să prind bere, că a rămas o sprins aici. Nu, acum, fără cătări, că eu am rămas sunt sprins. Am primit niște căști că, care mi le-am găsit la ușă frumos, ceva de gen... Da, niște căști amărâte, nu când de la precupsite. Da, și a scris cu eticheta Radio Max FM. Și zic, mă, de unde căștile astea? Că, nu știu. Și am tăcut din gură și vreau să zic că... Nume, că... M-a făcut pasionată problema asta, că eu vreau să zic că... Nu, că eram la bloc, nu, eram la cineva la bloc, nu știu, o fată care m-a cunoscut pe mine și vreau să zic că nu ești băietul de la Radio Max FM, eu zic că da, eu sunt simpatic că eram drăguț ceva de gen, da, și mă întreabă din... ceva de genul din Ghencea mă întreabă pe mine, bă, tu ești de la Radio Max FM, da, eu știu că ești alături de noi și ne difuzezi muzica de prima ceva de gen și am rămas pe nebun. Adică, nu, s-a dat pe partea aia, pentru că, mă, într-o dimineață vreau să zic că am rămas surprins aici, pe, da, când am primit căștile acelea cu eticheta Radio Max FM, m-au rămas de bun, zic, nu se poate, bă, la ora 18 și 19 minute, eu tocmai venit de la muncă și hai să intru în casă să văd ce se întâmplă, ceva de gen. Și că încolo, ziua de îndrăgostiților, am găsit o pereche de căști, da, ceva de gen, mai ceva mare, dar e bine să mă folosesc de alea, da? Da, eu auzi o melodie din 98, wow, shit. Hai, să vedem, este că nu mai văd dumne. Este ora 22:49 de minute, ne apropiem de ora 1. Aici pe Radio Max FM, aici este ora exact, aici pe Radio Max FM, ascultă ce mai bune piese aici, numai pe Radio Max FM, aici tuturor aici, vă mulțumim că sunteți alături de duna mea aici, alături de dumneavoastră drăjească, tot de radio, ascultă ce mai tare și după hit Radio Max FM, mă face să țipă. Aici Radio Max FM, aici e alături de dumneavoastră împreună cu Daniel la Radio Stile FM, Radio Stile FM și Radio ascultă cea mai bună muzică de calitate numai aici pe Radio Max FM, aici numai aici pe 95.1 FM, aici bună muzică de calitate, ascultă cea mai tare hit după hit aici Radio Veselina, am ascultat și, apropo, am ascultat și Radio Veselina, nu, fără catarică, vreau să zic că, adevărul că am ascultat și Radio Veselina, nu, fără catarică, la Încuța parcă am ascultat pe 94.5 FM, vreau să zic că am ascultat Radio Veselina și mi-a plăcut foarte frumos emisiunea de acolo, dar într-adevăr că mi-a fost jenă să salt de la mașină, dar că aveam un drag.
avea un Skoda ceva de genul, anume, da, ideea că vezi că se auzea foarte bine, că stăteam de vorbă cu domnul Ciprian. În timpul când eram de acertat cu tine, eu țineam legătura ceva de gen și vreau să-i dedic o piesă. Nu știu, ca să mor de câte minute. Deci eu am prins meseria. Deci nu știu că fac atârnic, că parcă am făcut și o filmare, ceva de gen pe mașina lui Melania, dar nu mai, pentru că mașina filmă, bă, normal. Și am vorbit cu Bogdan. Mă, Bogdan, nu-mi dai și mie voie să fac o filmare, ceva de gen, să pot să fac și eu ceva anume, și a zis, da, du-te naibii, a fost de lucru, că de știu că ești nebun cu aparatul de radio, dar ideea că domnul Bogdan i-a mulțumit foarte frumos și mi-a zis, da, eu sunt pasionat de radio și vreau să zic că am primit 18 ani ceva de gen, că de făcut așa ceva de acesta extracțiune de propagare de radio și m-a crezut om și a zis, da, vrei să-ți cumpăr un aparat de radio sau ceva de gen? Și a zis, nu, că nu vreau. Nu, cumpăr un eu personal din buzunar meu și a zis că da, că îmi cumpăr un aparat de radio personal și ceva de gen și am zis că da și face când vrei să umbli pe aparatul de radio la BMW-ul meu, nicio problemă, te las cu mare plăcere că te știu că ești copilul ăla mic de umbli pe aparatul rău, pe radio. Da, și am zis așa, eu sunt bolnav de reptuță emisie pe radio, da, și sunt pasionat așa ceva și îmi spune așa, măi Gigi, da, tu ești pasionat de radio, știu că ești pasionat, că umbli cu antene, că umbli cu... Fă și fel de niște lucruri și mi-a explicat omul, da, o să îți dau mașina pe mână, dar nu, cumva să faci chiar în contact sau pornești. Da, știu să umblu cu mașina, cu orice mașină, eu știu să umblu cu ea, dar nu știu să conduc. Am recunoscut că avea problema asta. Vreau să zic că câte ceva anume, deci aici m-a bufnit plânsul când am început să intru pe bordul la o mașină pe ceva de genul și am știut și câte ceva transcris în engleză, m-a bufnit plânsul și am înțeles ce poate să pă, cum reacționau acesta o mașină sau ceva, niciodată ceva de gen, m-a bufnit plânsul în fața și nu în cuța și vreau să zic că a rămas de uimit, nu mai stau să-mi aduc aminte că vreau să zic că eu personal că eu sunt adevărul că recunosc că am multe, dar ideea că totodată mă emoționez și mă bufnește plânsul că știu foarte multe. Când toată lumea că spune unde e copilul nostru, domnul Gigi sau ceva de gen. Toată lumea m-a aplaudat că știu de pe partea de audio, e bucuroasă toată lumea și vreau să zic că sunt cu capul pe măr și nu știu ce să zic, nu mai am cuvinte să spun anume că
toată lumea mă crede că sunt cineva, anume, poate nu sunt cineva, poate sunt mai precaut, ditez sau să recopiez, că toată lumea spune că eu sunt ultimul cineva care necrezut, ne are ceva de gen. Vreau să aflu un câte ceva, domnul Daniel să face o filmare când alături de mine și vreau să zic că ești alături de mine și te patizezi pe tine, domnul Daniel, în treaba de tehnică. Eu vreau să zic că câte ceva, am mai făcut câte ceva și am făcut anume niște chestii care toată lumea știe că eu mai fac câte ceva când mă plictisesc sau ceva de gen. Da. Ideea că eu personal sau anume când toată lumea dormeam, eu poate munceam sau ceva de gen și că de asta mor de oftică și alături de la lor că nu știu ce să zic, că eu m-am supărat pe toată lumea și adică ceva de gen și vreau să zic că niște chestii m-a supărat foarte mult, ești din comun. Da, nu, asta a trecut aici, vreau să zic că ne auzim 95 cu 1, a rămas memorat aici. Vrem să vă zicem că vă mulțumim din mare plăcere aici la radio Max FM, ascultați cea mai tare piesă de piesă aici 95 cu 5, este ora exactă aici pe radio Max FM, ascultați cea mai tare muzică, mulțumim frumos, mulțumim foarte frumos, vă dorim o noapte plăcută aici Radio Max FM pentru povestea sa, ascultați cea mai tare muzică Radio Max FM.